Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un nou proiect. Cum face acest coșuleț, un model foarte simplu, foarte ușor, accesibil doamnelor începătoare. Acesta pe care îl vedeți, eu l-am lucrat cu firul Stella, care este adaptat croșetului cu numărul 3. Astăzi însă eu voi folosi un alt fir, firul de bumbac, și croșetul cu numărul 1,05 mm. Este firul care mi-a rămas după ce am lucrat pălăria. În acest mod eu valorific și aceste firi care mi-au rămas. Fiind prezentate acestea, eu propun să încep să lucrez, să lucrăm împreună în cercul magic. Voi porni cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Deci avem 1, 2 și cel de-al treilea firul pe croșet și voi face cel de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet, după care voi face cel de-al treilea picioruș dublu. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet și din nou voi lucra un grup de 3 piciorușe duble. Acest rând constă dintr-un total de 6 grupe de piciorușe duble cu 3 ochiuri de lanț separare între fiecare grup. Vom continua singure. Fiind lucrate cele 6 grupuri de câte 3 piciorușe duble și ultimele 3 ochiuri de lanț, vom închide bine cercul magic și vom închide acest rând în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. În acest moment eu voi lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt. Voi lua firul de 2 ori pe croșet. Voi întoarce lucrul și în corespondența spațiului format din arcul de format din cele 3 ochiuri de lanț, eu voi lucra un total de 7 piciorușe duble înalte. Am lucrat 3 până acum, cel de-al 4-lea, cel de-al 5-lea, al 6-lea și al 7-lea picioruș dublu înalt. După aceasta voi face 2 ochiuri de lanț de separare, firul de 2 ori pe croșet, voi intra în corespondența următorului arc format din cele 3 ochiuri de lanț și voi continua cele 7 piciorușe duble înalte. Deci acest rând constă în a lucra în corespondența fiecărui spațiu format din ochiurile de lanț, deci în fiecare spațiu, 7 piciorușe duble înalte, iar fiecare grup de piciorușe duble înalte va fi separat de 2 ochiuri de lanț. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ultimele 2 ochiuri de lanț, voi închide rândul în corespondența celui de-al 4-lea ochi de lanț din primul picioruș. Voi închide cu fir alunecat. În acest moment voi lucra din nou 2, 3, 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Firul pe croșet de 2 ori. Voi intra în corespondența următorului picioruș și voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Firul pe croșet. Voi intra în următorul picioruș. Voi face cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Firul pe croșet. Și acum voi intra în corespondența următorului picioruș, iar aici voi lucra un picioruș dublu înalt, cel de-al doilea picioruș dublu înalt, cel de-al treilea picioruș dublu înalt și cel de-al patrulea picioruș dublu înalt. După care vom continua cu următoarele 3 piciorușe duble înalte care ne-au rămas și astfel vom obține un total de 10 piciorușe duble înalte.
cum voi face piciorușul cu numărul 10, după care voi continua cu 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, și voi intra în următorul grup de piciorușe duble, în alte, lucrând în același mod. 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Voi continua cu cele patru piciorușe duble înalte lucrate în corespondență unui singur picioruș din rândul anterior. Cel de-al treilea, acum. Cel de-al patrulea. Deci avem până aici 7 piciorușe duble înalte, după care voi continua cu celelalte 3 care ne-au rămas și vom obține cele 10 piciorușe duble înalte. Și între grupele de piciorușe duble înalte, așa cum v-ați amintit, vom face 3 ochiuri de lanț. Noi vom continua să lucrăm singure și ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Am încheiat și acest rând, am lucrat ultimele 3 ochiuri de lanț, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș și voi continua 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt, firul de 2 ori pe croșet. Voi intra în cel de-al doilea picioruș și voi face un picioruș dublu neterminat, deci vom ține pe croșet. Avem 2. Acum vom lucra cel de-al treilea picioruș dublu neterminat, cel de-al patrulea picioruș dublu neterminat și cel de-al cincilea picioruș dublu neterminat. Deci avem 5. Acum voi trece cu croșetul prin toate, le voi închide împreună. Voi face 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ochiuri de lanț de separare și din nou firul pe croșet de 2 ori și vom intra în următoarele 5 piciorușe duble înalte. Vom face piciorușe duble înalte neterminate. Avem 1, 2, 3, 4 și cel de-al cincilea picioruș dublu neterminat, le voi închide împreună, iar acum voi face 7 ochiuri de lanț, 7 de data aceasta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, firul pe croșet. Voi intra în următorul grup și voi repeta din nou. În felul acesta, noi vom forma pentru fiecare raport 2 grupe de câte 5 piciorușe duble înalte, separate de 6 ochiuri de lanț. Fiecare 2 grupe apoi vor fi separate de 7 ochiuri de lanț. Noi vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Am lucrat ultimele 7 ochiuri de lanț, voi închide și acest rând în corespondența primului ochi de lanț de la începutul rândului, din acel loc unde noi am închis toate cele 5 piciorușe duble înalte. Deci vom închide cu fir alunecat, apoi cu fir alunecat vom ajunge în mijlocul primului arc. Felul acesta, ajunse la mijlocul acestui arc, noi vom face 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ochiuri de lanț, iar cu piciorul scurt le vom închide în corespondența arcului următor și vom continua. 1, 2, așa când te grăbești un pic, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7, 8, 9. Vom închide cu piciorul scurt corespondența următorului arc. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. După ce am lucrat ultimele 9 ochiuri de lanț, le voi închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț de la începutul acestui rând. Vom intra în corespondența spațiului format din cele 9 ochiuri de lanț și vom lucra un picioruș scurt, cel de-al doilea picioruș scurt, firul pe croșet și vom continua cu un picioruș dublu redus, firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu redus, firul pe croșet, un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, de două ori firul pe croșet și vom continua cu primul picioruș dublu înalt, de două ori firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Acum vom lua doar o singură dată firul pe croșet și vom continua un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet, un picioruș dublu redus, firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu redus și vom încheia cu două piciorușe scurte, după care ne deplasăm în următorul arc și vom lucra. Deja am făcut primul picioruș scurt. Repet din nou, cel de-al doilea. Două piciorușe dublu reduse. Două piciorușe duble. Moment. 1 și cel de-al doilea. Două piciorușe dublu înalte. Avem primul și cel de-al doilea. După care vom coborâ în jos din nou cu două piciorușe duble, două piciorușe dublu reduse. Dacă nu aveți spațiu suficient, împingeți un pic așa piciorușele și vom încheia cu două piciorușe scurte. În felul acesta vom lucra în corespondența fiecărui arc format din cele 9 ochiuri de lanț. Am completat și ultimul arc format din ochiurile de lanț. Acum voi închide totul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt din primul arc. În felul acesta noi am încheiat lucrarea, vom scurta firul și îl vom ascunde fie cu croșetul, fie cu acul. Ceea ce urmează să facem, deci acesta este exact ca un mileu, după cum vedeți, ceea ce urmează acum să facem este să apretăm. Nu uitați că coșulețul dumneavoastră va avea dimensiuni variate în funcție de firul, de grosimea firului folosit și, bineînțeles, de grosimea croșetului. Eu cam atât am dorit să vă prezint, eu sper să vă placă. Ca de fiecare dată vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii, pentru like-uri, pentru vizualizări și vă aștept din nou alături de mine. Iar dacă acest proiect v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, un comentariu, acesta mă ajută foarte mult în creșterea comunității. Dacă doriți, puteți să distribuiți și, bineînțeles, cine nu este încă înscris pe canalul de YouTube, vă puteți înscrie. Cine dorește, se poate alătura precum membru. Iar noi ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi minunată. La revedere!